Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Minecraft. Recent s-a băgat pe Mineplex un nou gameplay, un nou minigame de fapt, care se numește Cake Wars și este conceptul de la Bed Wars, doar că diferit. Puțin, foarte puțin, nu e foarte mare diferența, dar mie personal mi-a plăcut, adică l-am jucat toată și m-am decis să vi-l arăt și vouă. Țineți minte, dacă vreți puteți să vă jucați pe Mineplex, mie mi se pare super super șmecher și chiar vreau să mă joc aici un pic niște Cake Wars și să vă arăt și vouă cum este. Deci fiți atenți, practic aici se spawnează totul. Și nu uitați să apăsați și butonul de like, chiar și apreciați super mult dacă mai vreți să postăm Minecraft în continuare. Am văzut că mai vrea cineva acolo lumea minunată a lui Alex, dar ei bine, deocamdată nu... deocamdată nu știu, am chef să postez niște minigame-uri, să joc niște minigame-uri, așa. Ne obișnim noi cu toate. Oricum, vreau doar să... Ok, se aude, vreau să mă asigur că se aude atunci când se iau chestiile astea. Și ce vreau să vă spun eu vouă... Stai așa că nu-mi place chestia asta. Ultimul. Video... Bag un pic de asta așa, pe minimum, ăla e tati. Bun, cred că e ok. Ar trebui să-mi iau niște din astea. Vreau să vă zic că... din păcate... ai fucking piece of shit. N-am să ce-ți băgăm ești. Toți ăștia o să vină să ia alea. Alea ne trebuie neapărat, o să vă explic eu de ce. N-am să ce-ți... dacă luăm alea, sunt exact ca diamantele din ăla, din Bed Wars, doar că trebuie să... captureze acele beacon-uri și după aici nouă ni se va mai spawna mai repede. Practic, cam asta e toată jmecherie. Bro, haide, că am nevoie. Noi trebuie să facem chestia asta, nu? Da, trebuie să facem, uite, resource generator-ul. Ne trebuie nether star-uri și nu putem face rost de ele prea ușor. Ne trebuie să... cred că trebuie să luăm beacon-uri neapărat. Am încă unul, frate, pentru... așa, hai, dă-mi-l. Mă duc. Hai că încerc să mă duc, nu știu. Eu încerc. Te rog din suflet să nu mă prindă nimeni acum, nu știu ce să zic. Hai mă vede. Ok, o să fac aici repede ăsta, pentru că avem mare nevoie de el. Tu ești cu mine, mă, boule. Ok. Deci avem mare nevoie de chestiile astea, ne ajută să spawnăm mult mai repede... acolo emeralde și toate chestiile. Ăla din centru o să-l mai capturăm. Am jucat un singur meci și l-am câștigat. Acum nu știu cum o să fie. Contează destul de mult și echipa, vă dați seama, pentru că este un joc de echipă totuși. Și da, mi-am luat un skin nou. Este skinul lui XXXTentacion. Nu știu dacă îl știți pe rapper. E o bombă, îl iubesc. Adică e unul dintre rapperii mei preferați. Și am pus și Crăciun. Deci practic asta va fi, cred că, skinul meu de acum înainte neschimbat. Pentru că pur și simplu am căutat ceva ce să-mi placă foarte mult și Tentacion pur și simplu chiar îmi place foarte mult, deci da, cred că îl voi folosi pe Tentacion. Dar vreau și o săbiuță de asta. Uite așa, bam, dar ne trebuie nether star-uri neapărat. Nu știu de unde facem rost, deci nu spawnăm nether star-uri încă. Deci nu spawnăm încă, cred că trebuie să luăm pe aia din mijloc neapărat, altfel. Sau putem să mergem și acolo dacă vrem. Uite, de fapt, da, am uitat de chestiile astea, sunt aceste mici insule. Insule de tort. Care au niște chestii și ele. Hop. Ok. Bun, era acum. Ok, merge. Bun. Ok, hai să luăm și beacon-ul ăsta. Avem și pe aia din centru momentan, dar nu o să mai avem pentru că aia deja o să înceapă să îl captureze. Dar ok, pentru că l-avem pe ăsta. Nu știu dacă ni se vor spawna nether star-uri. Avem nevoie să upgradăm generatorul ăla pentru a putea spawna nether star-uri. Watch out, the island is crumbling. Ok, să mă duc eu repede. Uite, hop, hop. Ce-a făcut ăsta? De ce a venit pe insulă? E ok că e în viață măcar, dar... bum, bum, bum. Ok. Nu știu, spawnăm... nu, încă nu spawnăm nether star-uri. E nașpa chestia asta. Holy smokes, hai frate. Cât costă o armură din asta? E ieftină. Păi hai să-mi iau și eu. Să am și eu acolo pe mine ceva armură. Deci da, trebuie neapărat să ne ducem să ne batem pentru nether star-uri. E o obligație. Uite, mai să spawnă ceva. Mereu e bine să luați astea pentru că poți vedea chestii și... ui, de pui mei, am power 5 parc. Cum să te pui prietene cu power 5, ești nebun?
Am power 5 pe arc. You gotta be kidding me. Nu cred că tu chiar ai încercat să te pui cu, cu power 5 meu, frate. Am power 5? Nu, nu bați power 5 cu nimic. Da, am încercat, e ok. Cred că l-am luat, da, și că o să se distrugă insula. Bun, hai să vedem, Nether Star. Da, dă-o Nether Star-uri, trebuie să colectez și eu repede, repede, cât repede pot. Defend Middle Beacon. Eu sunt erou, vedeți, sunt erou pe server. Îmi place destul de mult Mineplex-ul și îmi pare tare rău că nu mai e așa de populat, chiar îmi pare rău. Upgrade gene... Oh. Upgrade the fucking generator. A, l-a upgradat, e bine, e bine. Deci acum, practic, o să avem Nether Star-uri. Fără oprire, cred. Nu sunt sigur. Hai, mă. Hai, mă, vere. Am 7-1, nu? Da, e ok. Bun, hai să fac următorul upgrade la generator. Să-l avem acolo, generatorul ăsta al nostru. Să fie super, super șmecher. Bun, să mai stau, uite, aici. Și cred că o să-mi iau și o armură full de diamant. Hâț. Hâț. Mă rog, da, e ok. Hai. Au băgat băieții protecție, au băgat sharpness. Avem aici un bow cu punch 1 pentru ei, dar avem și bow-ul meu cu power 5, care este mega fiță. Și sunt mega mândru de el. Hai să luăm și multe săgeți. Sunt foarte scumpe săgețile în minigame-ul ăsta, am observat. Sperăm că vă place, sper că vă place minigame-ul. Adică mie personal îmi place, chiar mă distrez. Adică îmi place și ăla. Îmi place și Bedwars, doar că ăsta parcă e mai nou, frate, și mă plătisem de ăla un pic. Ok, deci hai să ne reluăm baza, frate. Yeah, yeah. Ok. Ce armură are ăsta, bro? Deci eu cu power 5 de-abia îi dau damage, frate. Ok, cam puternic armura lui. Aia cred că au pierdut pată, da. Sunt roșii. Și tipul ăla e un roșu, deci cred că o să-l bare repede. Ia, vine un coa. A, a ieșit. Super. Ok, le iau eu resursele și plec. Da, ai și cu resursele, nenorocitul. A, uite, aici are resurse. Nice. N-am văzut resursele de acolo. O să le mai iau o dată și mă duc acum. Ok, deci se pare că aveam și de ceva resurse de la de acolo. Opa, mă duc repede la noi, la baza acum, pentru că asta mă interesează. Hai, mă. Hâț, 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 hâț. Na! Mamă, dacă cădeam, plângeam, pentru că pierzi tot. Și am arcul ăsta bombă și nu vreau să-l pierd. Doamne, m-am căcat pe mine. Oh, doamne. Deci am avut așa un pic de frică în momentul ăla. Ați făcut ăsta la maxim? Da. Hai să mai luăm și noi protecție și sharpness, nu pot încă. A, acum pot să iau și sharpness dacă vreau și vreau. Și mai vreau și boom și hâț. 10 mă costă, mă? N-am. Dă-mi încă unul, hai. Hai, mă. Bun. Și luăm și diamond booties. Bun, deci suntem full în momentul ăsta. Trebuie să-mi iau blocuri iară. Bun, și să mai luăm săgeți, că sunt mega și importante. A, încă două bricuri. Ok, hai să luăm și ultimele. Avem 30 de săgeți în momentul ăsta. Eu personal cred că stăm destul de bine. Oricum, suntem noi versus yellow momentan. Ceea ce cred că e destul de easy, adică mai batem pe ăștia repede. Hai să iau și eu, să mă, vreau să-i bat și eu. Deci vreau și o să bat, frate, că nu se poate. Adică prea scurt meciul ăsta, suntem prea buni. Deci avem aici Diamond Pickaxe, ceea ce ne trebuie. Și ne trebuie Ender Pearl-uri. Ceea ce înseamnă că o să trească să iau mai multe emeralde neapărat. Haide, bro. Ok. Hai să mai luăm emeralde acolo, cred că nouă nu mai ajung. Trebuie peste 10 oricum. Fiindcă vreau pearl-uri, sunt foarte importante în combat. Da, deci cred că sunt ca și pierduți. A, mai e unul singur, bro. Bro, mai e unul singur. Ce naiba. Ce dracu-i cu mine, de ce așteptam? Ok, hai că mă duc să-l bat. Yellow, yellow, nu? Da, yellow. Hai să mă duc peste el, să-l bat repede. Bro, e ultimul, adică, serios. Pana mea. Te-am pupat, e. Yeah. He did it. E hacker? Cred că da. A, e intrat prietenul, ești prost? Dai drumul de aici, de prost. Bro, ești nebun, lasă-mă. Ok, nu i-am mâncat tortul încă, vreau să-l mănânc. Ok, bun, i-am mâncat tortul. Hai să vedem unde e ăla ultim, unde s-a dus. Hai mă, că era aici. Nu s-a dus.
Lol, bro, unde a fugit ăla? L-ați văzut oricând aici? Că eu da. Ah, nu. Eu l-am văzut oricând aici. Dar acum nu-l mai văd deloc. Ah, uite-l, l-au găsit. Bun. Deci, cam atât a fost și cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un pumn butonului de like. Eu am fost Alex, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa. Să sperăm că mă țin de acest daily upload. Chiar cred că o să mă țin. Încerc. Să sperăm că o să fie și activitate. Bă, pup.